Tac, Gabriela, uite dacă nu, nu mai rămas nicăieri, se bine? În luna mai a fost Consiliul Orășănesc și ne-a decis să ne aloci 5.000 de euro, 4 mai. Președintele raionului a transferat îndată lui Fumiașa, care e în casa banii. Dar Consiliul Orășănesc și Primăria a trăgărit timp până să vii frigurile. Iar acum, câteva zile în urmă, i-a transferat banii. Eu mă sunt foarte rău, mă sunt cu lemnele astea care le vedeți, vreau să fac focul. Eu, cum am spus, din coliba să mă duc în alt colibă, fără lumină, fără, nu-i nimic acolo de foc, podul e lăsat, șiferul trebuie schimbat. Mă doare, tot mă doare. Și am câștigat. 7 ani că am pierdut din viață, cine să-i întoarcă în anii ăștia? Cine? Nimeni n-a să-i întoarcă.